Înainte să încep, aș vrea să fac o promovare lui Luminescence. Dacă ești interesat de astrologie și de tot felul de subiecte interesante despre univers, la propriu, atunci îți recomand canalul acestui băiat. Omul postează diferite episoade despre galaxii, spațiu, planete și despre diferite teorii științifice absolut fascinante. După cum spuneam, dacă ești pasionat de astfel de teme, cu siguranță o să înveți o groază de chestii de pe canalul acestuia. Găsești link în descriere, nu uita să te abonezi, iar acum noi să trecem la ale noastre. Deși unele date arată că o călătorie în avion este mai sigură decât cea cu mașina, aceasta este o experiență destul de înfricoșătoare pentru mulți. Totuși, dacă e în considerare meticulozitatea cu care experții au grijă să verifice și cel mai mic detaliu, ți-ai putea schimba părerea. Există anumite proceduri care, la prima vedere, nu au foarte mult sens, dar care sunt necesare pentru a-ți oferi ție un zbor sigur. Un exemplu reprezintă ruta pe care un avion o alege într-o călătorie. Sunt mai mulți factori pe care experții îi iau în considerare atunci când stabilesc traseul pe care un avion îl va urma în timpul unui zbor. Din acest motiv, avioanele evită câteodată să zboare deasupra anumitor zone de pe planetă. Să luăm exemplul unei călătorii dinspre orașul Los Angeles din Statele Unite ale Americii către Tokyo, Japonia. Deși zborul în linie dreaptă dinspre continentul american spre cel asiatic ar fi mai scurt și mai rapid, companiile aeriene aleg de cele mai multe ori să evite Oceanul Pacific. În schimb, un avion va zbura pe o rută puțin ocolitoare pe deasupra statului Alaska. Siguranța este unul dintre motive. În cazul în care un avion întâmpină o problemă deasupra unei asemenea întinderi uriașe de apă, piloților le va fi extrem de dificil să găsească o suprafață pe care să poată ateriza. În plus, atunci când planifică o rută, piloții vor de obicei să maximizeze numărul de aeroporturi pe care le vor întâlni pe drum. Din acest motiv, preferă să călătorească de-a lungul coastei decât să zboare în linie dreaptă deasupra oceanului. Totuși, acesta nu este motivul principal pentru care un avion evită de obicei să zboare deasupra oceanului. În general, cea mai rapidă rută este într-adevăr cea mai aproape de o linie dreaptă. Astfel, o călătorie directă deasupra Pacificului între Los Angeles și Tokyo ar putea părea alegerea ideală. Aici intervine un alt principiu. Pe o hartă 2D, ocolul deasupra Alaskei ar putea părea mult mai lung. Totuși, dacă e în considerare faptul că Pământul este de fapt o sferă, o linie dreaptă ar putea arăta diferit în 3D. Astfel, combinația doi factori, curbura Pământului și faptul că este mai bombat la ecuator, înseamnă că zborul pe rotund al unui avion prin zona polilor este, de fapt, mai scurt decât cel în linie dreaptă deasupra Pacificului. Astfel, există avantaje atât pentru pasageri cât și pentru compania aeriană. Călătorii vor ajunge mai rapid la destinație, iar compania de zbor va economisi combustibil. De asemenea, sunt persoane care se întreabă de ce avioanele nu zboară întotdeauna în linie dreaptă. Ceea ce ați zburat cu avionul, ați observat că avionul nu zboară mereu pe o traiectorie dreaptă între două aeroporturi. Așa cum se întâmplă în aviație, nu există un singur răspuns simplu. Eurocontrol încearcă să lămurească persoanele nedumerite, oferind mai multe motive pentru care un avion nu zboară mereu drept, iar pe acestea le vom dezbate în următoarele minute. În primul rând, Pământul nu este plat. Chiar dacă noi privim hărțile bidimensionale, am învățat că Pământul este un sferoid aplatizat, turtit la poli și bombat la ecuator. În aceste condiții, cel mai scurt traseu între două puncte nu este o linie dreaptă, ci un fragment dintr-un cerc foarte mare. De exemplu, cel mai scurt zbor între Paris și Vancouver este pe deasupra Groenlandei, chiar dacă cele două orașe se află aparent pe aceeași paralelă. Aviația s-a dezvoltat și a crescut considerabil de la an la an. Numărul zborurilor a crescut și el foarte mult, ajungând la sute de mii de zboruri zilnice. La început, avioanele se ghidau după formele de relief, adică după râuri, văi, munți și așa mai departe, și după căile de transport de la sol, adică șosele, căi ferate și așa mai departe. Apoi au apărut semnalele radio și o întreagă rețea de autostrăzi aeriene a fost dezvoltată și organizată într-un mod eficient. Pentru siguranța zborului, dar și pentru buna organizare aeriană, avioanele sunt nevoite să zboare printre aceste noduri de rețea, dar și prin apropierea unor aeroporturi de rezervă. De exemplu, în această imagine aveți autostrăzi aeriene care traversează România. O altă condiție ar fi condițiile meteo, care influențează foarte mult traiectoria unui zbor.
Chiar și în aer, cel mai scurt drum nu e mereu și cel mai rapid. Vânturile puternice pot încetini foarte mult un avion, iar acest fenomen se poate observa cel mai bine la traversarea Oceanului Atlantic. Din cauza vitezei de rotație a Pământului, în atmosferă apar curenți puternici. Cel mai bun exemplu ține de jet stream, care bate de la vest la est. Traiectoria unui jet stream este de obicei șerpuită. Un jet stream se poate opri, se poate diviza în două sau mai multe părți, se combină într-un singur flux. Cele mai puternice fluxuri sunt cele polare, care se întâlnesc la 9 sau 12 km deasupra nivelului mării. Un astfel de vânt poate ajuta aeronava să zboare mai rapid de la vest la est, însă o și poate încetini dacă aceasta zboară de la est la vest. Pe lângă acești curenți de aer, norii și furtunile duc la schimbarea de traiectorie. Cine a zburat cu avionul probabil că a putut observa cum piloții au schimbat traiectoria pentru a ocoli o regiune cu nori de furtună. Totodată, piloții caută să ocolească și zonele cu turbulențe mai severe. De asemenea, unele zboruri comerciale și civile pot fi deviate din cauza unor exerciții militare sau din cauza unor spații aeriene închise. Vă mai amintiți cazul avionului Boeing 777 de la Malaysia, care s-a prăbușit în Ucraina? După acel accident, spațiul aerian ucrainean a fost închis, iar avioanele au fost nevoit să-l ocolească. Chiar dacă vorbim de zboruri și cer, să știți că și aici pot apărea aglomerații, iar Eurocontrol caută cele mai eficiente soluții pentru un trafic aerian în siguranță și aerisit. După cum puteți observa, sunt foarte mulți factori care determină traiectoria unui zbor și oricât de mult s-ar dori, două aeroporturi nu pot fi conectate întotdeauna prin zboruri în linie dreaptă. Așa cum am exemplificat în acest episod, nu mereu zborul în linie dreaptă e și cel mai rapid sau cel mai eficient economic. Totuși, o altă întrebare interesantă pe care vreau să dezbat în acest episod este de ce avioanele nu zboară niciodată mai sus de limita actuală. Zilnic, doar în Statele Unite ale Americii, decolează peste 42.000 de avioane, conform Administrației Federale de Aviație. Pentru a coordona cu brio decolările, aterizările și zborurile în sine, avioanele trebuie să zboare la o anumită altitudine. Dacă ai zburat vreodată cu un avion comercial, cu siguranță ai admirat norii de sub tine. Motivul pentru care avioanele zboară deasupra norilor este pentru a fi mai rapide. Cu cât se înalță mai sus, cu atât aerul se rarefiază și cu atât zborul devine mai ușor, mulțumită rezistenței scăzute. Avioanele comerciale zboară la altitudini între 9,5 și 11,5 km de sol. De obicei, ele ajung la altitudinea de croazier la 10 minute de la decolare. Totuși, avioanele pot zbura mult mai sus de atât. Motivul pentru care acest lucru nu se întâmplă este siguranța. În cazul unei urgențe, de exemplu, depresurizarea cabinei, ar dura mai mult ca pilotul să aducă avionul la o altitudine sigură pentru pasageri. Mai există însă un motiv. Combustibilul. Dacă zboară la altitudini mai joase, avioanele sunt ajutate și de vânt, astfel consumând combustibil în mod eficient, lucruri care nu se întâmplă la înălțimi mai mari. Un alt motiv pentru care avioanele nu zboară mai sus decât o fac este greutatea lor. Cu cât un avion cântărește mai mult, cu atât e mai dificil să se ridice la o anumită altitudine. În cazul avioanelor comerciale, altitudinile atinse sunt chiar mai mici. Ele zboară de obicei la 4 km față de sol. Motoarele lor sunt mai asemănătoare cu cele ale mașinilor, motiv pentru care zborurile trebuie să fie mai scurte și realizate la altitudini mult mai mici. Dacă piloții ar încerca să zboare mai sus cu aceste avioane private, ar apărea riscul hipoxiei, un fenomen în care sângele care ajunge în țesuturi nu are suficient de mult oxigen. Iar de asemenea, încă o întrebare interesantă pe care o vom dezbate în acest episod, legată tot de avioane, este de ce toate avioanele, bine, aproape toate, sunt albe. Probabil că ai observat și tu că în afară de mici excepții, culoarea predominantă a avioanelor comerciale este alb. Acum am să vă dau câteva explicații pentru care avem avioane albe. Vopseaua albă are un cost mult mai mic. Gândește că vopseaua de pe întregul fuzelaj și de pe restul componentelor al unui avion cântărește între 270 și 500 de kilograme, în funcție de mărimea aeronavei. În acest context, producătorii sunt tentați să folosească o vopsea mai ieftină. De asemenea, vopseaua albă ar fi mult mai ușoară decât celelalte, iar companiile aeriene pun foarte mult preț pe acest aspect, care influențează în mod direct consumul de carburant. Albul oferă temperatură optimă. Cu siguranță știi că albul reflectă lumina, de aceea alegi să porți haine mai deschise la culoare vara în loc de cele negre. Ei bine, se pare că același principiu se aplică și în cazul avioanelor. Principalul motiv pentru care avioanele sunt vopsite
cu alb sau culori deschise este că reflectă lumina soarelui și micșorează riscul de supraîncălzire și eventualele daune provocate de radiația solară. Avioanele albe sunt mult mai ușor de detectat. În cazul în care avionul se prăbușește în apă, vopseaua albă ajută echipele de salvare să identifice mai ușor aeronava din aer sau de pe apă. Același principiu se aplică și în cazul prăbușirii pe uscat, dar în cel mai multe cazuri, rata de supraviețuire într-un accident aviatic este oricum infimă. Păsările evită avioanele albe. Au existat câteva cazuri în care păsările au provocat avarierea avionului sau chiar prăbușirea acestuia, din cauza impactului dintre cele două. Însă un studiu realizat de cercetători americani arată că păsările detectează mult mai bine avioanele albe. Statistic s-a observat că avioanele care sunt vopsite în culori mai întunecate, precum roșu, sunt mai greu detectat de păsări și de aceea se izbesc cel mai des de ele, spre deosebire de cele albe pe care le evită la timp, mai arată studiul. Cam atât a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și de subscribe. De asemenea vreau să vă întreb dacă v-ați călătorit cu avionul și ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut la călătoria respectivă. Chiar vreau să vă aflu răspunsul în secția de comentarii. Noi zicem cu alte episoade, nu uitați de follow pe Instagram la Jocul Virtual 1, să ne adunăm și acolo peste 10.000 de oameni. După cum spuneam, noi zicem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.